Dacă plasticul ar fi existat atunci când a fost fondată prima colonie americană, gunoiul aruncat peste bord de coloniști încă ar pluti în oceane. Nu este nevoie să mergem atât de mult înapoi, până la urmă, plasticul a devenit cel mai popular material din lume în ultimii 60-70 de ani. Bem din sticle de plastic, construim cu plastic, purtăm haine de plastic și uneori chiar mâncăm plastic fără să știm. Deci, ce consecințe dezastroase are această nebunie a plasticului și cât va mai dura până ce omenirea îi va pune capăt? Este greu de crezut, dar plasticul s-a născut din bumbac în a doua jumătate a secolului XIX. Producătorii de bile de biliard au început să găsească tot mai greu fildeșul natural. O cale de rezolvare a venit de la inventatorul John Hyatt, care după ce a experimentat cu bumbac și camfor un fel de rășină, a reușit să obțină un material alb și maleabil pe care l-a numit celuloid. Primul tip de plastic era rezistent, flexibil și ușor de obținut, avea anumite defecte, materialul era destul de inflamabil. Producția industrială de plastic a început abia la mijlocul secolului 20, iar de atunci oamenii au produs numai puțin de 8,3 miliarde de tone din acest material nereciclabil, iar jumătate din această cantitate a fost produsă doar în ultimii 13 ani. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, imaginați-vă Empire State Building din New York și înmulțiți asta cu 25 de mii. Dacă oamenii o țin tot așa, cantitatea de plastic care va fi produsă în următorii 30 de ani va fi de peste 12 miliarde de tone, iar acest plastic va sfârși în mediul înconjurător. Și ce ar putea zice unii, plasticul ne face viața mai ușoară. Iar asta este ceva greu de contrazis. Sticlele de lapte, sacoșele cu care cărăm mâncarea, șezlongurile pe care facem plajă și chiar ferestrele, iar lista poate continua la nesfârșit. Iată motivele pentru care plasticul a ajuns să fie omniprezent. Unul dintre cei mai mari producători de băuturi carbogazoase produce 200.000 de sticle de plastic pe minut. Trebuie reținut faptul că vorbim despre un singur producător, dar felul în care producătorii se comportă este dat de preferințele consumatorilor, iar sticla și aluminiul nu sunt atât de căutate. Deși nici acestea nu sunt complet verzi, chiar dacă sunt reciclabile, pentru a le produce fabricile poluează de două ori mai mult, iar în cazul sticlei, procesul de producție este mult mai complicat. În afară de toate aceste lucruri, chiar și si industria cinematografică s-a dezvoltat datorită plasticului. Până la mijlocul secolului trecut, filmele erau făcute folosind celuloidul inventat de John Hyatt. Deci, plasticul a permis Hollywoodului să industrializeze producția și si distribuția de filme. Produsele sintetice care au înlocuit celuloidul ne-au oferit lucruri ca dresurile, parașutele și căștile de plastic, iar rezultatul a fost o creștere masivă a acestei industrii. O altă industrie care a cunoscut o adevărată revoluție odată cu plasticul este industria muzicală. Muzica a ajuns să fie disponibilă publicului datorită discurilor de vinil, iar mai târziu datorită casetelor și CD-urilor. Plasticul este foarte folosit și în medicină. Bandaje, plasturi, blistere și seringi de unică folosință, toate aceste lucruri au salvat multe vieți omenești. Ambalajele de plastic prelungesc termenul de garanție al produselor, deci irosim mai puțină mâncare. Să nu mai vorbim despre plasticul foarte ieftin care a apărut după al doilea război mondial, acele produse de unică folosință care sunt toate făcute din acest material fantastic dar prin asta ne-am obișnuit să aruncăm lucruri în loc să le reparăm. Din păcate, o mare parte din plasticul aruncat ajunge în cele din urmă în oceane. Probabil capitanul Charles Moore v-ar putea explica asta mai bine. În 1997, în timp ce se întorcea din Hawaii, în sudul Californiei, pe un yacht, a fost printre primii care au observat o acumulare de deșeuri care se întindea pe kilometri întregi. În zilele noastre este cunoscută sub numele de Marea Insulă de Gunoaie din Pacific. În anumite locuri par să fie pur și simplu apă murdară pentru că deșeurile au fost măcinate în bucăți foarte mici. Potrivit oamenilor de știință, această insulă este compusă din aproximativ 79.000 de tone de gunoi, iar asta este doar ceea ce se vede la suprafață și probabil că există mult mai mult sub apă. Marea insulă de gunoaie din Pacific s-a format datorită curenților oceanici care duc gradual tot gunoiul din apă în această zonă. Rezultatul fiind acest triunghi al bermudelor pentru gunoaie, pentru că acestea nu mai pot ieși din această zonă care, din păcate, nu este singura de acest fel. Există 5 astfel de insule de gunoi în oceanele lumii, dar cea din Pacific este cea mai mare. Durează cam 6 ani ca gunoiul să ajungă de la coasta americană la insulă și un an să ajungă de la coasta japoniei în același loc. O organizație non-guvernamentală numită The Ocean Cleanup, care a fost fondată de un băiat de doar 18 ani, a creat un complex special pentru purificarea apei menit să ajute la rezolvarea problemei. Teoretic, 60 de astfel de dispozitive ar putea reduce la jumătate cantitatea de plastic din oceane în doar 5 ani. Dar ce se va întâmpla dacă nu se va face nimic? Imaginați-vă că în fiecare minut cam un camion de gunoi ajunge în ocean conform predicțiilor, tot acest gunoi va face ca peștii să nu mai aibă loc în oceane până în anul 2050. Asta pentru că plasticul este foarte durabil, iar acesta este marele lui avantaj, dar și principalul dezavantaj păsări, delfini, foci și broaște țestoase sunt toate afectate foarte mult de plasticul din oceane. Rămân încurcate în pungi de plastic sau confundă plasticul cu mâncarea. Multe țestoase mor pentru că plasticul seamănă cu meduzele pe care acestea le mănâncă. Bucăți de plastic pot provoca moartea și unor giganți cum ar fi balenele, iar mulți pești mor de foame sau nu reușesc să găsească destulă hrană. Dacă acum vă imaginați că nu există riscuri pentru oameni, trebuie să știți că cercetătorii Universității din Plymouth au descoperit că unul din trei pești doar din apele britanice conține plastic în corp, iar atunci când îi mâncăm înghițim și acele mici particule de plastic. Dar aceasta nu este singura metodă prin care plasticul se întoarce la oameni. De exemplu, dacă te plimbi prin ploaie în statul american Colorado, cu siguranță te vei întoarce acasă cu impurități din plastic. Cercetătorii au găsit astfel de impurități în 90% din apa de ploaie în 8 zone din acest stat. Este adevărat că este vorba de particule foarte mici care pot fi văzute doar dacă sunt mărite de 20 de ori. Dar nu este neapărat nevoie să mergi în Colorado pentru o ploaie cu plastic sau în Pacific pentru a vedea o pată de plastic pe apă. Particule mici de plastic există peste tot în lume, chiar și în apa îmbuteliată. Se estimează că fiecare dintre noi inhalează sau înghite aproximativ 70.000 de microparticule de plastic în fiecare an. Deci, ce ar trebui să facem cu acest material care s-a acumulat atât de mult la nivel global încât cercetătorii spun că ar putea acoperi o țară ca Argentina într-un strat de o palmă? Principala problemă e că nu e ușor să scap de plastic. Descompunerea termică este metoda cea mai accesibilă, dar este nesigură din cauza emisiilor de gaze toxice. Deci, oamenii de știință caută alternative care să fie mai prietenoase cu mediul. Una dintre metode este o larvă care se hrănește cu ceară de albine. Se pare că această larvă este ca o mini fabrică de digerat plastic. Dacă cercetătorii își vor da seama care este substanța care o ajută să digere plasticul, această descoperire ar fi un mare pas înainte. Aceste larve au și parteneri niște bacterii speciale, iar studiul acestor bacterii a dus la dezvoltarea unei enzime care ajută la reciclarea mai multor tipuri de plastic. Chimiștii de la Universitatea Purdue au combinat utilul cu și mai utilul și au reușit să recicleze polipropilena, transformând-o în combustibil lichid. În timpul experimentului, mai bine de 90% din polipropilenă a fost transformată în uleiuri care pot fi folosite în producerea de combustibil. Dar probabil modul cel mai original a fost descoperit de artistul ucrainean Andriy Pilat, care a transformat gunoiul în opere de artă, mai exact în poze. Artistul consideră gunoiul un nou tip de vopsea, nu ceva periculos pentru mediu. Per total, oamenii trebuie să schimbe atitudinea față de plastic pentru a rezolva problema. Asta include să luăm în considerare reciclarea atunci când vrem să producem ceva din plastic. Pentru asta, materialul ar trebui să fie de calitate foarte bună, astfel încât să putem recicla o sticlă de plastic de zeci de ori. În prezent, majoritatea plasticului nu se reciclează. Deci, care ar fi soluția ta pentru a salva planeta de plastic? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!